De la compania care ne-a adus minunatul joc Clash of Clans, care e mai mult o pierdere de vreme, pentru că e aproape imposibil să-l termini, apare mărețul joc Clash Royale, care cuprinde un război continuu între doi regi, probabil nebuni și bețivani împuțiri, care toată ziua știu doar să se bată. Acest joc este foarte interesant prin luptele sale sângeroase și nu numai, dar după ce ai terminat trainingul și primești o carte epică, intri în prima bătălie multiplayer, care de asemenea îți va cauza și foarte multe boli cronice, deoarece o vei pierde. Dar nu te întrista, deoarece poate următoarea o vei câștiga, cine știe. Asta numai dacă acel om nu spune good luck, caz în care are în pachet vreo 5 epice și o legendară care probabil îți vor face ție multe spume la gură. Dar hei, cine a spus că tu nu poți băga bani în joc pentru a obține o carte mai bună, nu? După ce în sfârșit avansezi și tu prin primele arene, vei putea observa că această luptă continuă pentru trofei și pentru a supraviețui este foarte intensă și că nu se termină aproape niciodată. Cam până pe la arena 4, când vine unul cu un Infernal Dragon și îți pute toate visele și îți vine să te lași de acel loc aproape pe loc. Oh my god. I am so done with this stupid game. You lost. He's going to stop. Dar cu siguranță tu nu te vei lăsa și vei încerca din nou și din nou și din nou până vei observa că ai ajuns un graz obez împuțit fără prieteni și probabil și pedofil, cine știe. Dar dacă nici acum, după toate pe care ți le-a făcut acest joc, nu vei vrea să te lași de el, probabil te vei lăsa în cel mai scurt timp când vei vedea că aproape la toți le pică cărți bune din freechest-uri, iar ție nu. Oh, Clash Royale, cel mai bun joc de agonie și disperare pe care l-a cunoscut vreodată lumea, pentru că altul nu există, pe care te sfătuiesc să le vii pe cât de mult posibil, poate că așa va fi cel mai bine. It's a full-time job.